Ajutorul se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie. Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific în sistemul de agricultură ecologică la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Dețin un contract încheiat cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene. Dețin un document să mențină sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani. În cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 de hectare, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau pășuni și fânețe permanente. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor județe, cererea va fi depusă la centrul județean Apia, pe raza căreia se află suprafața pentru care s-a depus solicitarea. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea sau excluderea de la plată. Cuantumul plății anuale suplimentare per exploatație se calculează de către APIA după finalizarea tuturor verificărilor.